Etapa a treia a Ligii Zimbrilor a adus sâmbătă la sala Concordia din Chiajna o nouă victorie pentru Steaua București, 36-35 cu CSM Reșița. Echipa roșu-albastră pornea ca favorită, dar oaspeții au dat o replică dârză până la jumătatea primei părți. Steliștii au iuțit însă ritmul spre finalul reprizei și au intrat la pauză cu un avantaj de 4 goluri, 19-15. Partea secundă a continuat tot cu dominarea jucătorilor gazdă, avantajul situându-se constant între 4 și 6 goluri, dar odată cu sancțiunea primită de portarul stelist Tudor Stănescu, eliminat 4 minute pentru faul periculos și proteste la adresa arbitrului, oaspeții au prins curaj și s-au apropiat periculos pe tabela de marcaj. Finalul a fost gestionat inteligent și a consemnat o nouă victorie pentru roșialbaștri, 36-35. Chiar dacă este la un gol, îmi felicit băieții pentru că au luptat până la capăt și au obținut ceea ce ne-am propus. Modul în care a fost obținută, să spunem că nu ne face să ne simțim foarte bine, dar e parte din activitatea noastră sportivă și doar dacă trăim astfel de momente putem să vedem care sunt soluțiile cele mai bune și să nu le repetăm pe viitor. Cei mai buni marcatori pentru Steaua au fost Aslanian, 7 goluri, și Mihalcea cu 5 reușite. Mă simt foarte bine alături de băieți, este foarte, foarte motivant pentru mine. Primul an în Liga Națională și primul an de seniorat. Este foarte, foarte bine. În etapa viitoare, sâmbătă 21 septembrie, handbaliștii steliști evoluează în deplasare cu CSM Bacău.